dumă iară. Mândruța mea, tana, na, 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 să mă joc cu ea, tana, ca ni... Da, băi, n-ai văzut. Hey! A uitat versurile. Da. Băi, ce vremuri, băi, băi, ne-am întors la Cronicuță, ce bine pare, hai noroc. Ce faci, mă? Ai mâncat tot cozonacul, băi, tot cozonacul l-ai mâncat, uitați, uitați-vă! Deci, după ce că... Am ciugulit și eu din el jumătate de... Pic, tu ai cu ciugulitul cozonacul. Zi mai departe, ce am. Dragii moșului. Așa. Așa, pentru că sunt moș, am 44 de ani. Vă mai amintiți dumneavoastră de casa la care au lucrat specialiștii, oamenii nimoși strânși la oaltă, cei de la Habitat for Humanity? Vă mai amintiți? De cei de la... De cei de la Habitat for Humanity? Da, am făcut, vă mai amintiți? Mi-aduc aminte, am lucrat de manco coșat. Da, tu ce mai lucrat? Da. Alo, alo, ce mai lucrat? Ne rupt în două cât a lucrat al fratele meu. A obosit din gură, nu mai pot. Da, păi am cântat, am spus bancuri oamenilor, v-am ridicat țigla pe casă, v-am ridicat moralul. Da, 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 ei bine, ei bine, casele da. Sunt gata. Pe bune, sunt gata toate. Iar familiile au intrat în posesia lor. Doamnelor și domnilor, acum în prag de sărbători, ne-am întors în Bacău. Aici, unde în urmă cu două luni, Asociația Habitat for Humanity, alături de voluntari din țară, dar și din străinătate, oameni de afaceri și vedete, a început construcția a 8 case pentru familii nevoiașe. După cum vedeți, pe șantier e forfotă mare, se lucrează aproape contra cronometru pentru ca cele 8 case să fie finalizate în doar 5 zile. Cei care au vrut să dea astăzi o mână de ajutor sunt chiar colegii mei și mergem să vedem cum se descurcă în această ipostază. Așa, de la distanță, pare că știți ce faceți. Da, da, da. Știți ce faceți? Ia, prindeți microfonul ăsta. Bă, la modul cel mai serios, deja am pus o latură a unui acoperiș cu țiglă, am spus-o și o mai spun, suntem fix la departamentul care trebuie, neavând țigla pe casă, exact aici ne-am brodit. Ei bine, e momentul ca toți acești oameni care până acum doar au visat la o locuință să-și petreacă primul Crăciun în sfârșit acasă. Ultima dată v-am găsit pe casă la țigle, acum ce se întâmplă cu voi aici? S-au huruit țiglele de pe casa noastră, dar văd că încă rezistă pe casa lor și acum facem bradul. Când ai împodobit ultima dată un brad? Ultima oară am împodobit un brad acum un an, dar nu spun. Serios, cât mi-a nu luat. Nu spun cât mi-a luat. Cuvintele nu pot descrie cam ce simțim noi în momentul ăsta, nu știu dacă se poate vedea cu ochiul liber. Vorbesc în primul rând părinții din noi, cazul meu și al lui Șerban, Oana având și ea nepoței, știm cam cum și ea e mama. Ce simți în momentul ăsta? Uită-te și tu ce e în jurul tău. Tot este nou, tot miroase a nou, miroase a sărbătoare, deja casa îmbracă straie de sărbătoare, copiii sunt fericiți. De când ai mai simțit sentimentul ăsta de împlinire și fericire? Niciodată. Niciodată. Vouă vă place căsuța asta în care urmează să vă mutați? Definitiv, da. Definitiv. Ia spune-mi tu, ce-ți place ție cel mai mult la căsuța asta? Fiindcă am potopit bradă. Și tu? Tu ce, ție ce-ți place cel mai mult la casa asta? Că o să stăm în camerele noastre. Wow, ce mișto. Nu o să vrei să mai dăm cu mami? Nu? Acum au casa la care au visat și brăduțul împodobit. Mai lipsesc doar cadourile. Și ce altă metodă mai bună de a-l ademeni pe Moș Crăciun dacă nu o poezie rostită cu sinceritatea și inocența unui copil? Moș Crăciun cu barba albă, Moș Crăciun cu trasta plin, azi cu tot ce te așteptăm să spunem o colindă. Vino, vino, Moș Crăciune, te așteptăm cu bucurie ca să treci pe la clasa noastră ca să vezi sărbarea noastră. Bravo! Bravo.